Bună ziua, oameni buni, bine v-am regăsit la o serie Observator Live. Spun o serie pentru că vom fi în mai multe zone din Ploiești. Zonele sensibile ale momentului. Vorbim despre această perioadă în care tot omul, tot creștinul, cu mai multă sau mai puțină credință, încearcă să se aprovizioneze pentru sărbătorile pascale. Suntem acum în zona de sud a Ploieștiului, acolo unde avem două supermarketuri, Lidl, unde momentan nu este coadă foarte mare la intrare. Sunt doar câteva persoane și magazinul Kaufland Sud, aici unde vedeți ce coadă este. Se așteaptă aproximativ 30-45 de minute pentru că accesul în magazin este permis în număr restrâns. Cam 5-10 persoane intră odată și cum au ieșit din magazin, este primită o altă serie. Vom încerca pentru a face viața mai ușoară să facem un tur al celor mai mari supermarketuri din Ploiești. Am pornit ca în urmă cu acum 2-3 săptămâni când am făcut același lucru din sudul Ploieștiului. Vom ajunge și în zona de nord, vom încerca să ajungem și la Metro, Carrefour, Auchan, dar și în alte zone. Ce am observat până acum în drumul pe care l-am făcut până aici la Kaufland și Lidl Sud este că și piețele sunt aglomerate. Vom trece și prin principalele piețe din Ploiești, bineînțeles echipați ca să nu avem discuții, cu mască, mănuși și cu tot ce ne trebuie pentru a realiza aceste live-uri pentru dumneavoastră. Urmăm să vă anunțăm unde am văzut mai puțină aglomerație, asta în ideea în care vă ajută cu ceva. În continuare, magazinele de cartier par destul de bine aprovizionate, cel puțin cele din sud, pe unde am apucat să trecem. Vom mai vizita și altele și acolo nu este deloc aglomerat. Chiar ne atrăgea atenția cineva la un moment dat, raportându-ne la prețul cărnii de miel, în cazul în care doriți să achiziționați așa ceva. Carnea de miel de la halele centrale era mult mai scumpă decât cea din supermarketuri și evident decât cea pe care o puteți comanda pe internet, asta în cazul în care aveți încredere în acest sistem. Iată acum este permis accesul unei noi serii. Treaba care se va întâmpla în mod repetitiv în următoarele 3 zile. Trebuie să ținem cont de faptul că încă sunt destui de români la muncă la această oră, într-o zi de joi, așa că ne imaginăm că și după amiază povestea cozilor va continua. Ne deplasăm acum către o altă zonă, urmând să intrăm din nou într-o repriză live pe observatorul pH.ro.